Salvatorul de onoare al anului face parte din familia pompierilor prahoveni. Este vorba despre plutonierul major Viorel Daniel Șușu din cadrul detașamentului de pompieri Câmpina. În luna februarie, pompierul a intervenit pentru salvarea vieții unui băiețel în vârstă de 9 ani și altor persoane căzute în apa înghețată a unui lac din municipiul Câmpina. Viorel Daniel Șușu este angajat la ISU Prahova din anul 2007 și își desfășoară activitatea ca subofițer operativ principal în cadrul detașamentului de pompieri Câmpina. În toți acești ani, el a participat la sute de intervenții pentru gestionarea diferitelor situații de urgență, stingere incendii, descarcerare și acordarea primului ajutor.